Pe la Reghin, la barieră. Păi cum ai găsit, bă, Valentine, Reghin, barieră, tu? Păi am găsit. Ia uzi că vine. Ia uite lemne aici, frate. Depozit. Nene, fii atent de ce-mi plac mie oamenii. Oamenii frumoși, bă, oameni cu bun simț. Oameni care au coloană vertebrală, frate. La sens giratoriu este o plancardă și te dă la dreapta. Nu mai poți să te duci înainte cum vin eu de la Mureș. Lasă-l dracu de claxon că te-am auzit, avem și noi. Păi bine, mă, uite. No, ești nebun, te salut, my friend, ești de-al meu. Și a trecut o mașină și imediat m-am băgat pe dreapta, m-am oprit. Am făcut flash-ul ăla care venea din față. I-am făcut cu mâna aici să se oprească, s-a oprit băiatul, s-a oprit după aia în fața mea. Un tip foarte fain, foarte ok. Și zic, bă, zic, fii atent, vin de la Mureș, e prima oară când vin pe aici, pe la Reghin. N-am mai fost pe aici. Zic, am mai fost odată, dar pe acolo, înainte, știi? Și zic, nu știu să merg pe aici. Și zic, am văzut că-s lucrări și mă dă să mă duc pe aici, dar aici unde trebuie, unde să fac eu stânga. Nu mai era plancardă cu Reghin, că au uitat ăștia de la drumuri să pună. Păi mai uiți, no. Irum, frate, firmă românească de tractoare și unelte agricole. Recomandăm, cumpărați cu încredere. Nu, uite aici ce copac mi-a lăsat ăsta mie. E problema? Facem așa. Și autovehicolul corespunde. Băi, și mi-a zis băiatul ăsta, mi-a explicat așa un pic. Și zice, bă, la primul sens faci stânga. La al doilea, zice, o să ajungi la, bă, știam de Irum ăsta, că eu am mai fost odată cu trei jumatele pe aici, dar am fost din alte cauze pe aici. Așa. Și, uite, bă, Târgu Mureș, Bistrița, nu, ăla-mi trebuie, ăsta, Toplița, ăla-mi trebuie. Vine ceva? Nu știu, dacă vine să oprească, probabil. Servus, vorbești la telefon, ai minute, te-ai schimbat din rețeaua Vodafone și eu la fel. Și zice, bă, da, zice, nu-ți dă pe GPS, bă, zic, nu știu, că nu s-a updatat. Zic că când am făcut eu stânga, aruncă futuz nația lui soare, aruncați peste tot. A, gata, m-am ieșit bine, drept înainte. Acum știu pe aici. Și zic că nu-și făcuse update-ul, nu m-am mai uitat, sincer. Am intrat oarecum un pic la un semn de întrebare, că zic, nu mai vedeam plancarde pe unde trebuie să circul. Și zice, nu, că e bine. Și după aia ții drept înainte și după aia la un moment dat zice, faci la dreapta. Și zic, bă, de acolo știu, zic, de unde este Kaufland-ul și astea. De acolo știu, că zic, eu aici trebuia să ies, dar din stânga, știi? Hai că am ieșit bine, dar e faină și varianta asta, ca să zic așa, știi? Probabil că se lucră, sper să nu uit mâine când mă întorc, să nu mă iau pe acolo și să mă duc tot înainte. Nu, e, frate, mai bine mai larg, mai calcolinie, o din asta, decât să zdrobesc mașina, că ăștia au făcut aici niște semne. Ai, soarele lupește. Bă, și asta chiar am apreciat, zic, te salut, de vreo trei ori l-am salutat și am mulțumit frumos. Bă, e foarte important. Nu, l-am atins. E foarte important, frate, mai ales atunci când te oprește cineva și îți cere, bă, zice, pe unde ajung acolo, cum să iau, că nu știu, nu mă pricep. Da, mă, ajută-l pe om, frate. Au fost o grămadă. Băi, deci o grămadă. Mai ales eu opream, cel puțin când lucram la Casa Rusu, deviau camioanele pe acolo, pe la baraj. Zic, frate, nu e bine, pe unde zice, stai nebun la cap. Îl opream, frate, și de Polonia, căuta arabescu, frate. Și zic, băi, ce cauți aici? Zic, nu e bine, zic, nu te mai poți duce încolo. Și zic, give me your phone, și zic, your GPS, zic, I am driver, zic, I know. Și no, unii erau mai reticenți, mai așa, dar până la urmă scoteam telefonul, îi arătam, zic, uite-te încolo, zic, e closed track, zic, it's not possible to drive there. Și unii erau foarte ok și zic, dă-mi telefonul să-ți bag adresa, zic, ca lumea, pac, îi băgam acolo cu deviație, zic, ei, pe aici, pe aici, pe aici. No, oamenii trebuie să ajutați, frate, că oricând ți se poate întâmpla să nu știi pe unde trebuie să mergi. Și no, asta e. Uite aici mai este un market din ăla, mai opream acolo. Hai că e galben, Valentin. Lasă-l acolo să fie galben, că trece cineva, cred că. S-au apăsat ăștia iurea pe mama, nu, uite că trec niște oameni. Cât e mai aici? 2.22, păi, dar nu știu dacă mai ajung eu în 2 ore unde mi-am propus.
tot timpul consult oglinda asta când sunt la trecerile de pietoni. Așa mi-a intrat în reflex chestia asta, frate, și zic, și de ce? Vine unul și nu-l văd, că eu mă uitam încolo la semafor să facă verde. Și pac, a venit el repede din stânga și îmi trece pe aici pe jos de nu-l văd. Și nici nu vreau să vorbesc. De asta e foarte bine când sunt trecerile de pietoni să poți să anticipezi cât mai din timp, ca să oprești, uite unde e fundul la mașina asta, să zic, sau unde e începutul, pe aici, pe aici, pe undeva. Deci să am o vizibilitate foarte mare asupra trecerii de pietoni. Și atunci există riscul să vină unul de pe trotuar, amă că pulsează verde, am trins să trec în 3 secunde, că doar am făcut triatlonul. Pac, și s-a băgat, și tu ai plecat. Și clăști ca în Vice City, știi cum îi stâlceai pe aia pe plajă, păi da. Se întâmplă, Doamne, și ferește, frate. Și zice, ajungi la un moment dat pe un drum rău, gata, frate. Știu exact unde trebuie să ajung, zic, dacă e pe drumul ăla rău, ăsta e drumul ăla rău. Altul nu mai e. Toată asta lucră și ăștia aici, frate. Bă, deci când sunt concedii și astea, toți în august atunci lucră, frate. Fii mai scump atunci euro, care-i treaba de fapt? Copăcei. Cherestei. Aici știu că este sediu de miliție, de poliție, mă scuze. Ai rămas peste noapte sau ce? Așa, balangele făi rar mama lor să fie. Hai că le scuturi de praf o să alege. Mamă, ce-mi plac de motocicliști ăștia, frate, ăștia sunt foarte faini. Mamă, deci prima oară când am trecut pe aici și am văzut clădirea asta, fai de capul meu, zic, băi, deci am rămas super impresionat. Asta sigur a fost al un chiabur din ăla de pe vremuri, știi? Dar foarte fain arată, mi-a plăcut mult de tot. Ce acum îmi place? Îmi plac chestiile astea mai vechi, știi? De vânzare, Elado, Eldaro, Elado. No, bun, și de aici mai departe. 2.25, 3.25. Cam o oră jumate mă mai duc și după aia cred că mă parchez. Bine, mă. Dă-le pace. E de închiriat, am uitat să-i punem uși. Asta e.